Sâmbăta aceasta sunt mușii de iarnă, zi în care se face pomenirea tuturor celor trecuți la Domnul. Biserica a rânduit ca această zi să cadă în fiecare an în sâmbăta care precede duminica în fricoșătoarei judecăți. Duminică avem parabola cu judecata cea fricoșătoare când toate sufletele vor fi judecate. Una dintre condițiile pentru a dobândi mântuirea este milostenia pe care omul a făcut-o pe pământ. Și atunci... Biserica a rânduit ca noi, cei vii, să facem această jertfă, această milostenie pentru cei dinaintea noastră, pentru părinții, pentru strămoșii care au fost înaintea noastră. Credincioșii pregătesc pentru această zi atât tradiționala colivă, cât și pachete cu alimente pe care le împart celor săraci. În această sâmbătă, în primul rând, se face Sfânta Liturghie la biserică sau în capela de la cimitir. Când sunt pomeniții la proscomidie, toți cei din veaca dormiți pe care credincioșii îi aduc la biseric pe câte un pomenic. Apoi, la sfârșitul Sfintei Liturghii, se lușește tot în Sfânta Biserică sturba parastasului și apoi la mormintele celor care au adormit. Credincioșii aduc pe lângă pomeni un soțit de o lumânare ca cel care a murit, să aibă parte de lumină în viața veșnică, aduc la Sfânta Biserică daruri, în primul rând, o prescură din care să facă agneți, daruri de, de vin și apoi împart la mormânt sau acasă. Acum, iarna, în primul rând, se împart tradiționalele sarmale, se împart plăcinte și toate însuțite, bineînțeles, de, de o lumânare. Deși biserica a consacrat sâmbăta ca zi de pomenire a morților, cei trecuți la cele veșnice sunt pomeniți în mod special în trei sâmbete de peste an, în funcție de anumite prasnice mari sau perioade ale anului liturgic. Avem acum această duminică, am făcut de se face milostenie cu cei Morți. De ce? Pentru că milosteina este rodul dragostei. Arătându-ne dragostea pentru cei dinaintea noastră, împlinim cea mai mare poruncă a lui Hristos care spune cea mai mare poruncă a mea este dragostea, să vă iubiți unul pe altul, cum v-am iubit și eu pe voi. Mai avem uh, moșii de vară care sunt puși înaintea Duminicii Rusailor, când se coboară Duhul Sfânt asupra apostolilor. De ce? Ne rugăm ca Duhul Sfânt să milocească, să coboare și la cei adormiți ai noștri și să-i miluiască. Și mai avem așa zis și moș de toamnă, care sunt în prima sâmbătă, practic, din luna noiembrie, când urmează apoi sărbătoarea Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavir și a tuturor putelor îngerești și începe postul și iată că și în această sâmbătă, dinaintea Sfinților Arhangheli, ne rugăm ca și cei adormiți ai noștri să ajungă acolo unde sunt uh, Sfinții Îngeri. Pomeniri de obște pentru cei adormiți se vor face în fiecare sâmbătă din postul mare.